Da, sunt Vicky. M-am tot gândit cum să vă exemplific modul de lucru al țesăturii Crow, Cubic Raw, Right Angle Weave și am ales să facem împreună un pandativ geometric, forma prismatică, aceasta 3D cu 6 fețe, stil bloc, monobloc, pe care să o ornamentăm cu niște mici floricele de mărgăritar. Țesătura Cubic Raw mută lucru cu mărgelele de la o suprafață plată la una în spațiu 3D, rezultând multe încântătoare și infinite posibilități de realizare a proiectelor de bijuterii. Forma aceasta tubulară, care este flexibilă și poate fi folosită la crearea unor brățări sau coliere. De asemenea, poate fi folosită la înconjurarea unor perle, diverse mărgele, forme, în formă de picătură, schimbând direcția de lucru. În forma aceasta zigzag se așează cuburile diferit sau forma aceasta de inimă. Aici am început un eșantion cu mărgeluțe Fire Polish 3 mm cu diverse culori. Se poate realiza o frumoasă brățară sau se poate folosi mărgele numărul 80. Se începe cu o mică cutie, cub sau ca și la construcția unei case sau camere cu patru pereți laterali, podeaua și tavanul, apoi se construiește alt etaj cu pereți și tavan, una peste alta, până rezultă un bloc. Se începe cu tehnica de bază row cu patru mărgele în cerc, acestea care se prind și apoi se continuă cu câte trei prinzându-se de mărgeaua din unitatea precedentă. De la trei unități lucrate, dacă se adaugă încă o mărgea sus și una jos, acestea prinzându-se, se formează o unitate crow, un cub. Această tehnică am explicat-o pe larg într-un tutorial pe canalul meu, vă las link în descriere, să deschideți cu săgeata de sub film la mai multe. Această tehnică de bază ar trebui să o exersați pentru a înțelege țesătura mai avansată cubică. Cine își dorește să descopere această frumoasă pasiune mărgelitul poate învăța gratuit din nenumăratele filme postate pe canalul meu Bijuterii Handmade by Bunny cu diverse tehnici de mărgelit care se găsesc într-un playlist pentru începători. Am să vă demonstrez cu mărgele 80 pentru a se vedea pe film. Iau 4 bucăți la început pe care le cobor la capătul firului. Intru prin 2 și apoi mai reiau o dată prin toate. Aceasta este baza cubului sau podeaua, să zicem. Și se construiesc pereții cu 3 mărgele la început, 3 care se prind aici de unde iese firul în partea opusă lui de aceeași mărgea. Acesta este primul perete. Avansez pe bază la podea în următoarea mărgea și adaug de data aceasta 2 mărgele pe care le prind cu
cu aceasta din peretele din urmă. Și cu o mărgea de la podea. Urmează să avansez tot așa la următoarea mărgea de jos și adaug încă două mărgele pe care le prind aici la peretele din urmă și cu mărgeaua de la bază. Și am format alte patru mărgele în o unitate rau. Iar ultima, intru aici în sus și a mai rămas un perete de închis. Aici am trei mărgele deja, cu o mărgea de la primul perete, una de la ultima și una de la bază. Mai adaug una singură și am format această cruciuliță, cea de-a patra, astfel formând un cub. La sfârșit se unesc toate cele patru mărgele de la acoperiș, de la partea de sus, care s-au format din celelalte mărgeluțe ale unităților de rau. Acesta este un cub, cubul de bază, pe care se construiește următoarele cuburi și se formează această formă tubulară. În continuare adaug, deci 3, 3, 2, 2, 1 se adaugă pentru a forma un nou cub. 3 mărgele aici pentru primul perete. Avansez la următorul, la următoarea mărgea de la bază, iau 2, mă prind de peretele din urmă și aici intru în mărgeaua de unde am plecat cu firul. Și rotesc pentru cel de-al treilea perete. Intru mai întâi la bază, în baza este care era acoperișul pe, la cealaltă cameră. Acum mă prind eu de ea, aici am una, aici una și mai adaug 2 mărgeluțe și formez o altă unitate ro. Ultima mărgea de la bază. Acum am acestea 3, 1, 2, 3. Intru în aceasta și mai adaug încă o mărgea pentru a forma 4, cel de-al patrulea perete. Și toate cele 4 mărgeluțe trebuie unite de fiecare dată pentru a ieși o lucrare frumoasă, nu lăbărțată. Acestea 4 se unesc din vârf și se continuă construcția. Se lucrează până se ajunge la lungimea dorită, primul rând, un tubular, una peste alta, astfel de cuburi, și apoi se trece la rândul 2. Pentru rândul al doilea, nu mai continui pe fața aceasta, construiesc aici, pe fața laterală, alt cub.
am firul în poziția aceasta, doar la capăt adaug 3 mărgele prinse la prima mărgea aici la bază. Acesta este primul perete, urmează cel de-al doilea, avansez la mărgeaua de la bază și adaug de data aceasta 2 mărgele și le prind de cea din urmă, de la peretele din urmă și de la bază, de la rândul precedent. Avansez la cel de-al treilea perete cu încă 2 mărgele. Mă prind de o mărgea de la ultimul perete și înapoi în bază, aici unde iese firul. Și am ajuns la ultimul perete. Prind cele 3 mărgele pe care le am deja. Acestea 3, 1, 2, 3, plus încă una. Și am format o altă unitate, un alt cub row. Apoi urc în partea de sus, aici, unde le unesc pe acestea 4 formate, le strâng pe toate în cerc. Și astfel am format prima cameră din al doilea rând al blocului meu. Următoarea, cobor pe aici și prind de bază prima dată și de data aceasta nu mai adaug 3 mărgeluțe. Am deja 2, baza și aici peretele lateral de care mă prind și adaug doar câte 2. Voi continua cu 2, 2 și 1. Asta e secvența 2, 2, 1. 2. Avansez la următoarea mărgea de la bază. Iau alte 2. Prind de peretele din urmă și înapoi pe unde iese firul. Am format cel de-al treilea perete, unul aveam deja, al doilea, al treilea și cel de-al patrulea. Aici am deja 3 mărgele, 1, 2, 3. Mai adaug încă una și formez a patra latură, al patrulea perete. Îl prind și pe acesta în cerc. Și le unesc pe toate aceste mărgele din vârf. Astfel am format cea de-a doua cameră, a doua cutie de pe al doilea rând și urmează până la completare. La fel lucrez până realizez acest bloc din mai multe cubulețe. Eu am 10 cubulețe de mărimea 11.0 pentru a forma pandativul. Pentru a lucra pandativul cu tehnica cubic row, am nevoie de mărgeluțe Toho, 2 nuanțe de verde mai închis și mai deschis, albe pentru floricelele de mărgăritar, am 2 nuanțe, câteva cristal și acestea Toho 11.0 opac, lust white, perle de 6 mm, câteva de 4, ață Fireline 6LB,
un șnur de piele întoarsă, foarfecă și ac numărul 11. Voi continua la acest pandativ deja lucrat, v-am arătat tehnica, am lucrat 10 cuburi din acestea, am deja 9 rânduri lucrate, sunt la cel de-al 10-lea rând, construiesc de la dreapta la stânga, apoi stânga la dreapta, una după alta aceste rânduri. Iau 3 mărgele Toho 11-0 și construiesc ultimul rând. Aici din capăt încep cu 3, avansez la următoarea mărgea, adaug aici alte 2, mă prind de peretele anterior cu una și una, o mărgea de la bază. Construiesc cel de-al doilea perete, apoi merg la bază la următoarea mărgea, unde adaug și aici alte 2, le prind de una de la peretele din urmă și una de la bază și continui la ultima mărgea de pe bază să adaug și aici ultimul perete, format din aceste 3 mărgele, 1, 2, 3, de la primul perete și ultimul, mai adaug o mărgea și le prind și pe acestea toate 4 în cerc. Le strâng să se vadă. Apoi urc sus și merg să le unesc pe toate acestea în cerc și trec la construcția următoarei camere a blocului meu. După ce le prind bine, cobor aici la bază și intru în următoarea mărgea. De data aceasta nu mai am ca la primul 3, urmează 2, 2 și 1 mărgele de adăugat. Adaug 2 prima dată. Intru în următoarea mărgea de aici și adaug alte 2. Prinse una de la peretele din urmă și intru la cea de unde iese firul și următoarea să formez această celulă cu cele 3 mărgele pe care le am, mai adaug una și am format și aici încă o latură. Așa continui cutiuțele acestea să le adaug până termin tot pandativul. Foarte important în timpul lucrului să nu treceți cu oața, de exemplu, de la o mărgea la alta direct, așa. Toate unitățile sunt lucrate circular pentru a ieși o lucrare estetică, curată. Trebuie urmărit direcția firului, pe unde trece firul, pe acolo adăugați ață când se termină sau închideți la terminația unui fir. Când treceți de mai multe ori cu acul, trebuie trecut doar circular. Vedeți pe unde este trecut firul în urmă, altfel se văd firele. Aici am ultima unitate pe care o închid și continui cu ornamentarea acestui pandativ de formă prismatică.
forma aceasta 3D cubică și vreau să mai adaug un chenar cu mărgeluțe din acestea verde mai închis de jur împrejur, adaug câte o mărgea în fiecare loc din acesta format. Aici una, trec, v-am spus, pe unde a mai fost fir, aici circular a fost și adaug altă mărgeluță, n-am trecut unde trebuia, mai sus. Ba, e bine că prind în diagonală firul pe aici, prind la acesta în diagonală. Și mă întorc circular pe aici și fac un chenar de mărgeluțe din acestea verzi. Adaug aici și acum mai departe altul aici. Merg cu firul în zigzag aici. De jur împrejur îi fac un chenar pandativului cu verde mai închis. Nu știu dacă se vede. Lucrez chenarul ăsta cu verde mai închis pe toate cele patru laturi. Mai am câteva care se prind ușor. Merg cu acul doar poziția aceasta verticală și ele se așează în diagonală. Firul merge în zigzag. După ce am construit această ramă, montez și în diagonală, cum ar veni, codița florii de mărgăritar. Și prind și aici cu verde mai închis. Așa merg în zigzag pe aici. Învățat. Pe dreapta și pe stânga. Până termin toată codița astfel. Se formează codița florii. Acum lucrez de aici, din această mărgea cea mai din vârf de sus, din vârf, o agățătoare cu tehnica herringbone stitch, pe care o găsiți pe canalul meu. La mai multe pandative am lucrat astfel de agățători. Adaug două mărgeluțe și apoi continui cu câte două. Astfel, firul iese în stânga, intru în dreapta și urc două de pe stânga. Și următoarele două le adaug în dreapta, firul orizontal între cele două rânduri, se formează o coloană,
Urc prin două. Deci adaug două, cobor una, trec firul prin față și urc două. Și astfel lucrez lungimea dorită și în doi și îl prind înapoi în aceeași mărgea. Eu am lucrat 13 rânduri cât să treacă prin agățătoare această închizătoare stil lobster. Probați ce aveți, ce lanț aveți să treacă prin această tortiță. Și o prind înapoi în această mărgea de unde am plecat și reiau prin aceste două mărgeluțe ultimele din tortiță. Aici trebuie bine întărit. Reluați de câteva ori. Și încă o dată. O să merg și mai sus, dar păstrez firul între mărgele orizontal și apoi continui ornamentarea. Fiecare, după creativitate, poate să orneze cum dorește. Eu adaug niște perluțe în formă de floricele de mărgăritari pe această diagonală pe care am realizat-o mai înainte. Și încep cu niște bobocei. Cobor puțin mai jos. Cu perluțele mici de 4, iau o perlă și o mărgeluță din aceasta cristal și mă întorc, las perla și mă întorc prin, las mărgeluța și mă întorc prin perlă. Trebuie să schimbă ața, nu merge cu ață neagră acum. Adăugați la lista de materiale ață albă, merge și cu 1G acum. Și din prima mărgea de aici, culoarea verde închis adăugată pe acest romb. Adăugați două mărgeluțe verzi, o perlă de 4 mm și o mărgeluță Toho 11.0 din acesta cristal pentru a face un mic bobocel. Las mărgeluța 11.0 și intru înapoi prin perlă și cele două mărgeluțe 11.0 vers prin codiță. Și pentru a nu trece cu firul pe deasupra, să nu se vadă, pot să fac un nod aici sau să intru în partea opusă la mărgea cu firul. Strâng bine un noduleț și apoi trec mai departe, să nu se vadă firul pe aici și în diagonală în următoarea mărgea verde închis. Și adaug și aici altă perluță. Mai întâi o codiță mică, două mărgeluțe,
Perla și un Toho 11.0 cu culoarea aceasta cristal cu un pic de strălucire. Cobor înapoi prin codiță, sărind mărgeaua 11.0 din vârf, bun, și fac un nod aici în capătul firului, capătul codiței, după ce țin bine strâns. Și am făcut un bobocel pe stânga, unul pe dreapta, cobor prin interior, înapoi, pe unde am intrat cu firul și merg în diagonală la pe tijă să realizez următoarea floricică. Aici adaug o codiță din 4 mărgeluțe verzi, perla aceasta de 6 mm, o mărgeluță cristal în mijloc și înapoi prin toate. Aceasta o prind și pe aceasta în capăt. Cu un nod sau două, că e mai grea. Foarte bine apropiat, buclă și nod cu firul existent. Mai fac unul cât mai finuț și revin prin codiță fiind mai mare. Eu să mai lucrez aici o coronit. Adaug 3 mărgeluțe culoarea aceasta alb opac pe care le prind în jurul la mărgeluța aceasta din mijloc. Fac un nod aici cu firul de sub perlă. Doar pe fir și revin în partea de sus, în vârf, pe lângă mărgea, doar prin perlă. Trec prin aceste 3 mărgeluțe în coroniță așa. În jurul celei din centru și mai adaug alte 3 să formez 6 mărgeluțe. O prind de cealaltă în partea opusă. Astfel
Reiau din nou prin toate. Și le strâng bine. Apoi cobor din nou prin perle. Și aceasta este floricica de mărgăritar. Tot așa execut mai multe în continuare pe tija aceasta verde în jos, pe acest rând. Și acum o ultimă floricică, voi adăuga o codiță mai scurtă, doar 3, să nu iasă din contur, din mărimea rombului. Adaug perla de 6, o mărgeluță de 11 și mă întorc prin codiță în partea opusă mărgeluței de unde am plecat cu firul. Întorc înapoi în vârful perlei. Trebuie mai multă îndemânare și răbdare. Probabil iar s-a agățat. Nu trebuia pe aici. Aici le întorc invers. Ies în afara acestei mărgeluțe din mijloc și adaug mai întâi 3 mărgeluțe Toho 11.0. Ies prin centru, prin aceasta din mijloc și mai adaug 3 pentru a forma coronița. Găsiți voi modalitatea de lucru, fiecare ornamentează după cum dorește. Aici trec prin toate 6 în această coroniță. Și prin următoarele. Pentru asta mă prind cu ață, de fapt, de ața dintre mărgeluțe și așa le pot prinde. Apuc de ața dintre mărgele și intru din nou prin perlă. Se vor așeza. Fac un nod și prind și în partea opusă, tot așa de ața dintre mărgeluțe. Mai ies o dată înapoi. Apoi prin codiță. Și firul
Îl voi tăia după ce fac câteva treceri să-l ascund bine. Din cauza forței de gravitație, codițele se vor lăsa în jos și va asemăna cu un mărgăritar mai stilizat așa. Acesta este designul meu pentru astăzi, pandativul cu mărgăritar, la care se atașează un șnur sau un lanț. Aveți explicații pentru tehnica RAW pentru construcția acestui bloc de mărgele cubic RAW. Vă rog să lăsați comentarii ce părere aveți și pentru nelămuriri răspund la întrebări. Nu uitați, dacă nu v-ați abonat, să o faceți la canalul meu de YouTube pentru a mă susține în continuare. Mulțumesc că m-ați urmărit!